Кража личных данных, взлом аккаунтов, кибератаки – это лишь малая часть рисков, возникших с переходом на цифровые технологии. Более 30 женщин с севера страны приняли участие в семинаре по кибербезопасности. Участники семинара узнали много нового об уязвимости информационных систем. Toate datele noastre cu caracter personal trebuie, de fapt, protejate prin anumite politici, politici bine implementate și bine cercetate, stipulate, astfel încât să ofere o protecție totală. Ținând cont de situația din țara vecină, este foarte important. Am venit aici să aflu ceva nou ca să pot transmite colegilor. Îmi este interesant totul să aflu oameni noi, ceva nou pentru mine. Noi ne protejăm sursele noastre de informații pe care noi le deținem sau alte materiale, nu știu. Adică este la fel un pericol cum orice alt pericol din mediul înconjurător, doar că este sub o latură mai specific pe care noi nu o vedem cu ochiul liber. Цель учебного семинара заключалась в информировании участников и повышении их навыков в области кибербезопасности. Найти, deci există acest stereotip că sunt mai mult prezenți bărbații, însă sigur s-a demonstrat că femeile au o viziune diferită de a răspunde la incidente. Deci în securitate cibernetică pune accent foarte mult pe cultura de securitate, pe prevenire decât pe răspuns. Ne-am propus ca să instruim, să le arătăm că cybersecurity sunt foarte multe oportunități, e un domeniu atractiv, interesant, dinamic, dar de multe ori nu se implică necunoscând poate toate aceste beneficii. Anunțul făcut de autoritățile centrale despre transformarea digitală și susținerea tuturor sectoarelor în digitalizarea proceselor, evident că devenim mai vulnerabili în mediul virtual. Un antivirus instalat pe desktop-ul sau pe gadget-ul care îl folosești navigând prin internet, îți ajută să nu ai incidente în securitatea cibernetică. În acest mediu global foarte turbulent, aș spune eu, este foarte important ca să ținem cont de aceste două noțiuni, securitate energetică și igienă energetică, pentru că ca să putem tria toată informația pe care o avem, de care avem parte din mediul online. Кибербезопасность – это практика защиты цифровой информации, устройств и информационных активов. К ним относится личная информация, счета, файлы, фотографии и даже деньги.